știu, că l-am văzut aseară pe unul ceva doctor, zicea pe internet că alcoolul te afectează în diferite feluri, mi s-a făcut puțin frică, că nu mai știu pe care să-l aleg. Ce doctor, mă? Am un... Ce e asta? Cadou de Moș Nicolae! Are oameni buni, eu sunt doctor Cocktail și lupt... De la cine? De la mine, prostuțule! Cum adică? N-ai zis tu că nu ne mai facem cadouri anul ăsta pentru că avem un an greu și nu mai dăm banii pe prostii? Dar nu e prostie. Atunci ce-i? E un telefon nou. Ce-ai făcut? Al tău e vechi și nu merge bine, așa că ți-am luat un telefon nou. Tu nu ai pic de rușine? Scuză-mă, dar am crezut că o să-ți placă. Să-mi placă ce? Când faci cel mai frumos cadou din viața mea, tu, viața mea, când eu nu am să-ți dau nimic în schimb ca cadou? Lasă că nu e chiar așa. Deci cadoul tău e că tu, Seva care îmi hrănește sufletul cu frumusețe și împăcare, tu m-ai făcut să par ultimul fraier. Iubițoi, dar... Dar ce? Dar ce? Tu? Tu! Lumina ochilor mei orbi, tu căldura inimii mele obosite, tu care m-ai învățat să simt, tu vii și îmi faci un cadou și scuipi în sufletul meu cu cel mai frumos cadou pe care l-am putut primi vreodată. Iubițoi! Ce-o să spun acum, băieții? O să râde și cu curul de mine că nu ți-am luat nimic de Moș Nicolae. Tu, îngerul meu imaculat și inventiv la pat, tu m-ai distrus cu cadoul perfect. Iubițoi! Dacă se află că tu ești mai romantică ca mine, mă omor! N-am vrut, vorbesc serios, te rog frumos, iartă-mă! Nu cred că pot să te iert. Te rog frumos, fac orice numai să mă ierți. Orice? Dacă vrei, îți fac chestia aia care îți place ție. Aia? Sau aia la altă? Aia. Aia cu degetul? Da. Bine. Te iert. Dar să nu se mai întâmple. Albastrul cerului meu al gurii. Uite-te la televizor. Este făcută, știm cu toții, din cactus.